CS Progresul Gătaia a remizat scor 1-1 cu ACS Pobeda Star în etapa 33-a Ligii a 4-a Timiș. Golurile partidei au fost marcate de Ralf Kuhn în minutul 7 și Daniel Vasilcin în minutul 91 dintr-o lovitură liberă. După ce Plopianu a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 27, același jucător și-a lăsat echipa în inferioritate numerică după ce a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 55.